Sunt acum în județele Buzău și Vrancea. Drumurile au fost deja închise din pricina zăpezii și zeci de localități sunt izolate. Nimeni nu poate ajunge la ele nici cu ambulanțe, nici cu utilaje de dezăpezire. Chiar și tancurile armate au rămas astăzi înzăpezite. Victor Lefter este pe drumul Național 2, închis deja pe mai multe tronsoane, și ne spune care este situația în acea zonă. Bună seara, Victor! Bună seara, pe DN2 noi ne aflăm undeva între Sinești și Movilița. Este o zonă care de obicei este la mila zăpezii în momentul în care începe viscolul și probabil că cea mai bună dovadă este acest murman de zăpadă pe care drumarii l-au dat pe marginea drumului în urmă cu ceva timp. Sunt urmările codului galben de vineri și gândiți-vă că a început codul portocaliu în urmă cu o oră, așa că situația se anunță a fi una extrem de dificilă. Sunt deja 17 localități doar aici în Ialomița care nu au absolut deloc energie electrică. Am trecut noi prin Șindrilița, nicio casă, niciun magazin, absolut nimic, nu mai are alimentare cu energie electrică. Și gândiți-vă, cum vă spuneam, doar de o oră a început codul portocaliu și deja vântul suflă extrem de puternic. La noapte vor fi rafale care vor depăși 70-80 de km pe oră, așa că nu plecați la drum dacă nu este cu adevărat o urgență, pentru că riscați să fiți prinși în astfel de zăpezi, în troiene de peste 2 metri și jumătate înălțime. Vezi un pic în față, să iei câte puțin, să nu rupi în bordură, da? Iei palu! Nici șenilele acestui tank nu mai pot face față nemeților. Mașina armatei fusese trimisă după o gravidă în județul Vrancea, însă militarii au rămas și ei înzăpeziți. N-au mai putut înainta nici măcar un metru. Situația este la fel de gravă și în județul Tulcea. Acolo un sat este izolat de mai bine de 3 zile. Oamenii au ce mânca? Păi nu prea mai nici provizii, nu prea mai au nici apă, nimic. De unde veniți? De la Trestenic. Astăzi, două femei din satul Trestenic au avut nevoie de ajutor medical, însă ambulanțele nu au putut ajunge până la ele. O bătrână de 62 de ani cu probleme cardiace a fost adusă la Tulcea cu un elicopter Smurd. Cealaltă, o gravidă în luna a noua, nu a avut însă noroc. Din cauza vremii care se înrăutățea de la ora la alta, elicopterul nu s-a mai putut întoarce după ea. Nu se poate interveni datorită condițiilor meteo. Plafonul este foarte jos. Femeia a născut acasă singură. Numai o mașină a jandarmeriei a reușit să ajungă acolo și să o transporte în cele din urmă la spital. Tot armata a intervenit aseară și în cazul femeii din Vrancea. Mulțumim pentru colaborare. Am fost solicitat astăzi. Am intervenit pentru evacuarea unei persoane din localitatea Vintileasca pentru a fi adusă la spitalul din Dumbrăveni și preluat ulterior la spitalul din Focșani. Drumul greu, dar militarii sunt pregătiți. Militarii rămân singura speranță a celor izolați în localitățile din sudul țării. Patru drumuri din Buzău și Vrancea sunt blocate în continuare din cauza zăpezii. În unele zone, ningere mai bine de 7 ore, iar vântul viscolește zăpada, așa că nămeții ajung și la 5 metri înălțime. Vă spuneam ceva mai devreme că deja foarte multe drumuri sunt închise. O să vă dau câteva exemple. De exemplu, între Focșani și Buzău, deja drumul a fost închis. Este unul dintre principalele drumuri naționale ale României. Vorbim despre E85, nu este singurul. Sunt foarte multe care derivă practic din DN2. DN2 de Focșani, limita cu județul Covasna, DN2M Focșani-Odobești, Coasa, DN23 Focșani-Brăila, DN2L Tișița-Panciu, DN24 Tecuci-Tișița, DN22 Râmnicu-Sărat-Băile, DN23A Gologanu-Ciorăști. Sunt foarte multe drumuri, aș putea să vi le înșir, dar probabil că nu ați reușit să le țineți minte. Cert este un lucru, nu trebuie să plecați la drum dacă nu aveți cu adevărat nevoie, pentru că ați văzut ceva mai devreme că s-a intrat cu tabul pentru a putea fi salvați anumiți oameni și cu siguranță că nu vă doriți să vă aflați în locul lor. A început avertizarea de cod portocaliu începând cu ora 18. Vântul, vă spuneam, suflă foarte tare aici pe DN2 între Sinești, unde ne aflăm noi, între Sinești și Urziceni. Mai sunt doar câțiva kilometri până la Urziceni și deja drumul este extrem de greu practicabil. Chiar dacă s-a curățat, pe jos se aștern straturi de zăpadă permanent, pentru că practic viscolul aruncă din aceste troiene pe care le vedeți aici, aruncă bucăți de zăpadă înapoi pe drum și cu siguranță condițiile vor fi mult mai dificile în perioada care urmează, așa că aveți mare grijă și nu plecați la drum dacă nu e adevărat, cu adevărat o urgență. Victor, îți mulțumim. DN2 a fost închis pe tronsoane.